سر میسه جه تو زه اکونا سکوت شد تین او داتا او ما اگوانا دو پاور جروانی لورو می اپسوته پلیکات ساته انتریجو فونته کو پروچ Da, am stat acolo, a fost o austriece, am adus armata ca să-i împăște pe țăran. O mare descoperire în zona a fost în anii 1540, când niște țărani au descoperit în zona de vărsare a Străiului în Mureș cel puțin 40.000 de monede de aur. Semnal pe detector și nu știi, înainte să sar, nu știi ce e. Păi eram plictisit de câte gropi să pase după stanioale și tuburi de cartușe și am văzut o monedă. Am văzut argint, am șters-o cu degetele. A fost o senzație unică. Acum, muzeul din Alba o să aibă cea mai mare colecție de astfel de pumnale din România. Unii îi numesc căutători de comori, ei își spun arheologi amatori, poliția îi cataloghează drept infractori. Legal, au un statut incert. La muzeu, adică recompensa, conform legii, nu am primit-o încă. Două întrebări au apărut după această descoperire. Ce valoare științifică și materială are tezaurul și cum de nu a fost vândut colecționarilor? Din nou, oamenii de știință au avut păreri împărțite. Ca valoare științifică este unul excepțional. Și ca valoare muzeografică de asemenea. Nici cu mintea n-am fi gândit vreodată ca muzeul să-și poată îmbogăți patrimoniul cu asemenea descoperire. Nu sunt numismat și nu vreau să mă exprim, e cazul să mă exprim în materie, dar este doar o sumă mare de bani provenind cam din aceeași epocă, care e adevărat, poate să cumpere o mică armată pentru 2-3 săptămâni, cum s-a exprimat cineva. Sunt absolut de acord, dar care ar fi surpriza că în secolul respectiv mișunau armatele turcești prin țara românească? Care e noutatea aici? Domnilor tovarăși arheologi, detectoriștii au arătat acestei țări câte monede și câte comori se află în pământul patriei noastre și până acum cei care săpau și căutau nu găseau nimica. Este? Tudor Ponoran a căutat comori până în urmă cu câțiva ani, când și-a vândut detectorul de metale și s-a apucat de politică. Cea mai importantă descoperire a mea a fost, de altfel și singura de asemenea importanță, a fost un complex de morminte dacice sau depuneri funerare dacice vechi de 2200 de ani, undeva la vreo 10 km de orașul Zlatna, depuse undeva între niște stânci, s-au conservat extraordinar pe una dintre vârfurile de lance. S-a păstrat chiar vopseaua din vremea respectivă. Le-a donat muzeului din Alba Iulia și arată că a renunțat la această pasiune, deoarece responsabilitatea deținerii unui detector de metale este mai mare decât responsabilitatea deținerii unei arme. Am învățat, pentru că n-am știut acest lucru, în momentul descoperirii mele, faptul că se poate distruge și se distruge de către detectorist contextul arheologic, care înseamnă poate mai mult decât descoperirea în sine. Tudor Ponoran este fiul primarului din Zlatna și student la drept. Aici avem un semnal de fier. Nu prea merită să sap după așa ceva pentru... Acum 3 ani a primit autorizație de utilizare a detectorului de metale, iar anul trecut a descoperit cel mai mare tezaur de arme dacice îngropate ritualic. După cum sunt îngropate, vârfuri de lănci și cu sica, noi bănuim deja că este vorba de 5 morminte. Pentru ele sunt de obicei grupate. Sunt depuse îndoite în mod ritual și așezate în acele morminte, pentru că se considera că odată cu războinicul, practic, moare și arma. Vă dați seama, e un sentiment extraordinar să găsești un obiect dacic. Am continuat în arealul acela de, cât să spun, 10 metri pătrați și am văzut că primeam semnal puternic de toată zona respectivă. În continuare am mai descoperit încă 4 astfel de morminte, pentru că este vorba de 5 morminte de tip dacic. A găsit un
mormânt la golit, s-a dus acasă, conform propriei declarații, se ia o sapă mai zdravână, da? Și a mai golit vreo patru. Chestia asta mi se pare criminală. Criminală. Deci îți dai seama că este foarte valoroasă? Îți dai seama că este un mormânt ceva? Și tu te duci și mai tragi niște gropi, fuga, așa cum te-ai priceput tu. Pentru muzeu reprezintă un câștig faptul că aceste piese sunt la noi. Din punct de vedere științific, în schimb, am fi preferat să le cercetăm noi, nu să ne fie aduse, pentru că, v-am spus și înainte, contexte arheologice valoroase, probabil, și informații valoroase s-au pierdut cu ocazia descoperirii acestor piese. Una e să le găsească un neprofesionist, alta e să le găsească un arheolog. Diferența ține de maniera de lucru. Arheologul sapă organizat, pe niveluri de stratificare, în timp ce săpăturile detectoriștilor nu țin seama de norme și țintesc doar descoperirea cât mai multor obiecte de patrimoniu. Felul de alte aparate care deja presupun niște investiții de domeniul miilor sau poate zecilor de mii de euro. Ceea ce devine oricum foarte restrictiv sau chestie foarte nișată. Într-adevăr, există geoscanere care pot detecta doar forme mari, adică nu vei putea detecta 3 monede la un metru, nu le vede. Dar în schimb, acel tip de aparat îți va detecta un cufăr la 2 metri. În Deva, grupări de interlopi angajează localnici pentru săpături ilegale în siturile arheologice. Le asigură echipamente, cazare și masă pentru mai multe săptămâni. Căutătorii de comori scanează cu detectorul de metale în perimetrul cetăților dacice și predau interlopilor bijuteriile și monedele de aur găsite. Obiectele prețioase sunt scoase ilegal din țară și vândute la case de licitații sau ajung în colecții particulare de unde statul român încearcă să le recupereze. Fenomenul acesta al detectorismului își are izvorul într-un sentiment, dacă doriți, într-un virus, care se numește Indiana Jones. Toți detectoriștii, fie că vorbim de cei mai de jos, fie că îi vorbim de cei mai de sus, pornesc de la premisa că sunt niște persoane speciale, că destinul le-a rezervat un viitor cu totul și cu totul ieșit din comun. Acum 4 ani de zile, când împreună cu colegii de la Serviciul de Investigații Criminale recuperam statuia lui Hercules Apulensis, am și declarat-o magna voce că probabil că a fost apogeul carierei mele de polițist. Că acum 3 ani de zile am reușit din nou, prin efortul unei echipe întregi, coordonate de Procurorul General Lazar, să recuperăm din Marea Britanie cele 2 tabule de legi coprinzând Constituția orașului Troesmith. Sunt niște unicate la nivel mondial. Avem 2 tabule întregi cuprinzând 2 capitole și jumătate din Constituția unui oraș din perioada lui Marcus Aurelius. Până acum dreptul roman se făcea pe marginea unor fragmente de câteva rândulete. Municipiul Troesmith, după cum bine se știe, era un oraș roman foarte important în provincia Scitia Minor și care își avea în piața publică expuse legile. Pe una dintre aceste table
este incriminată activitatea aceasta de a face un vot multiplu cu ocazia alegerilor. Procurorul general atrage atenția asupra unei inițiative legislative care ar favoriza breasla detectoriștilor. Se discută în zilele noastre dacă ar fi de preferat să se dezincrimineze această faptă. Eu nu am înțeles foarte bine cei care promovează acest proiect de lege de dezincriminare a accesului cu detectoarele în sit arheologic, pe ce rațiune se întemeiază? A scăzut oare numărul celor care își cumpără detectoare și pătrund în situ arheologic? În niciun caz.